Bine v-am regăsit, dragi prieteni, un nou episod din Creatorul de Pariuri și sperăm un nou bilet verde, așa cum am făcut săptămâna trecută, un bilet challenge de cotă 6.50, 1600 și ceva de lei câștig și, bineînțeles, formula câștigătoare nu se schimbă niciodată, așa că asta voi face și acum tot un bilet challenge format din 5 finale de cupă, meciuri foarte interesante din acest weekend și nu uitați că veți putea participa și de această dată la concurs unde oferim două bilete la meciul dintre România și Belgia de pe 22 iunie la Köln. Cele două bilete vor fi câștigate de un singur om dacă vrea să meargă însoțit. În cazul în care vrea să meargă singur, vedem, mai tragem un câștigător, vedem ce își dorește fericitul câștigător, da? Veți putea participa în acest episod, vă voi spune la final despre ce este vorba, ce trebuie să faceți. Veți putea participa și în episodul de săptămâna viitoare, urmând ca apoi pe 3 sau 4 iunie să facem tragerea la sorți, ca să aveți timp să vă organizați detaliile de transport la meci. Haideți să vedem ce am jucat pentru această săptămână, dar până să dau drumul la aplicație, nu uitați că în luna mai, dacă jucați bilete folosind funcția Bet Builder și aveți cotă minim 3 și o miză de minim 10 lei pe bilet, primiți automat 15% bonus din partea casei, iar la pariurile live aveți 20% extra la câștig dacă le formați din minim 3 evenimente cu cote minime 1.30, dar miză maximă 200 de lei. Bun, am dat drumul la aplicație, să trecem la treabă. Primul meci pe care l-am ales este finala Cupei Franței dintre Lyon și PSG și o să mergem la Bet Builder să începem crearea pariului nostru. O să merg la meci. Câte cornere? De aici puteți să vă selectați voi liniile și să selectați peste sau sub. Eu am mers pe valoarea minimă peste 5,5 cornere în 90 de minute. Apoi o să iau minim 2 goluri în timp regulamentar, deci peste 1,5 și care va fi șansa dublă câștigătoare, o să merg pe PSG sau egalitate. Avem un Bet Builder de 1.45 și voi adăuga selecția în pariu pe care vi-l voi arăta ulterior ca să nu mai stăm să pierdem timpul cu toate selecțiile pe care le joc, pentru că este foarte simplu de folosit și v-ați dat seama din prima cum se folosește Bet Builder-ul. Așadar, iată ce ne-a ieșit. Manchester City cu Manchester United. Manchester City victorie în 90 de minute, peste 7,5 cornere în meci și peste 1,5 goluri în meci. Toate selecțiile sunt disponibile pentru 90 de minute, nu se iau în calcul eventuale prelungiri. Avem 1.62 aici. La Lyon cu PSG v-am arătat peste 5,5 cornere, peste 1,5 goluri și X2, adică PSG sau egal, 1.45. Kaiserslautern cu Leverkusen, minim un gol în fiecare repriză, da? Peste 0,5 goluri în prima repriză și peste 0,5 în a doua repriză, 1.36. Celtic cu Rangers, ambele echipe să marcheze în timpul regulamentar de joc și peste 8,5 cornere în meci, un pariu mai curajos la cotă 1.91, iar Porto cu Sporting Lisabona, Sporting marchează minim un gol și se vor înscrie minim 2 goluri în cele 90 de minute. Avem o cotă totală de 10, ce să mai, 9.96, am primit 15% bonus din partea casei pentru că am jucat cu Bet Builder și exact cum v-am zis mai devreme, primim 15% automat bonus la câștig. Câștigul posibil este de aproape 2500 de lei. O să distribui și în arena casa biletul meu ca să inspire și pe alți jucători. V-am mai zis eu că în arena casa găsiți bilete foarte drăguțe, plasate și de alți pariori, așa cum se inspiră alții de la mine, mă inspir și eu de la ei.
Așadar, aveți toate motivele să vă bălăciți pe acolo prin aplicație și să vă inspirați și de la ceilalți jucători. Poate vedeți o cotă pe care ați ratat-o și pe care o considerați chiar bună de jucat. Bun, la concurs, la fel ca și săptămâna trecută, vă invit să-mi lăsați în comentarii niște pariuri cu ajutorul funcției Bet Builder pentru meciurile din acest weekend, la libera voastră alegere, care să fie la cote de minim 3. Și cele care vor fi câștigătoare vor intra pe lista celor care sunt deja pentru tragerea la sorți, pentru două bilete la meciul dintre România și Belgia de pe 22 iunie la Köln. Da, vă doresc mult succes și abia aștept să văd comentariile voastre, că poate mai ciugulesc și eu de acolo, poate mă inspir și eu de la voi. De fapt, fac chestia asta în fiecare săptămână și am văzut că sunt oameni în comunitate care sunt destul de pricepuți. Vă doresc succes și spor la cât mai multe bilete verzi.